Această emisiune vă este prezentată de Regenera, primul tratament cu micro-grefe din România pentru plăgi, arsuri, alopecie și artroză. O terapie oferită de Stem Shore și Dr. Mit. Bine ați venit la Dr. Mit! Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să aduc în fața voastră cele mai noi și mai importante informații medicale. 2020 și se pare că și 2021 sunt marcați ca anii de bandadei noastre, în care pierdem prieteni buni, atât dintre oameni cât și dintre molecule. Despre ce molecule vorbesc? Păi nu vă amintiți că în martie 2020 întreaga suflare a aflat îngrozită că dacă ai un sistem imunitar prea puternic, faci furtună de citochine și mori? Că vitamina C era la fel de îngrozitoare fiind un promotor al imunității? Și că ibuprofenul te trăznea pe loc dacă te prindea COVID-ul cu el în stomac? Și uite așa, populația cea mai puțin expusă la un COVID cu manifestări serioase, adică cei între 20 și 50 de ani, cu sistemul imunitar cel mai bun, au început să-și facă gânduri negre și să se gândească cum să ia măcar o gripă ca să înmoaie puterea imunității proprii. De citrice nu s-a mai atins nimeni vreo 6 luni, până când aberația cu sistemul imunitar puternic și vitamina C au dispărut în neantul în care ar trebui să dispară și cei ce lansează fake news-uri sau știri false, cum le zicem pe meleagurile astea. Și parcă mai era ce... ibuprofenul. Pe ăsta parcă nu l-a dezmințit nimeni cu tărie, așa că poate ar trebui să ne aruncăm un ochi la el. Ibuprofenul s-a născut în urma cercetărilor din anii 50, pe vremea în care englezii încercau să găsească o alternativă mai sigură la sfânta aspirină. Astfel, după vreo 10 ani, britanicii reușesc să pună pe piață primul antiinflamator nesteroidian, altul decât aspirina, ce poate fi vândut fără rețetă. Ce a fost impresionant e faptul că prima indicație a ibuprofenului a fost poliartrita reumatoidă, o boală serioasă care nici acum nu are un tratament care să o vindece. Pe lângă această indicație, englezii au descoperit că ibuprofenul e perfect și pentru rezolvarea mahmurelii. Însă, lăsând gluma la o parte, atât de inovatoare a fost această descoperire încât pentru inventarea moleculei, Stuart Adams a fost făcut cavaler al Imperiului Britanic, iar compania ce a produs formula a primit premiul reginei pentru reușite în tehnologie. Deci ne bucurăm de peste jumătate de secol de prietenia ibuprofenului, un medicament trivalent, antiinflamator, analgezic și antipiretic, ca să o pierdem într-o singură zi din martie 2020. Cum de s-a ajuns aici? Simplu, la începutul pandemiei în Europa, un studiu pe un lot de pacienți francezi a afirmat că aceștia au evoluat necorespunzător în urma tratamentelor ce includeau antiinflamatoare nesteroidiene, precum ibuprofenul. Rezultatele au fost comunicate într-o revistă de specialitate, iar titlul lucrării a atras atenția presei, care a făcut ceea ce o parte ei știe să facă cel mai bine. A dat o știre senzațională cum că ibuprofenul n-ar trebui luat pentru tratarea simptomelor din COVID-19. Evident că publicul a pus pe aceeași listă ibuprofenul cu sistemul imunitar sănătos și cu vitamina C. Ce a făcut comunitatea științifică? S-a mobilizat să demonteze mitul creat de acea parte a presei despre care vorbeam și a arătat că, pe lângă faptul că studiul a fost realizat pe un lot prea mic, nerelevant statistic, utilizarea în masă a ibuprofenului pe pacienții internați nu a provocat niciun prejudiciu. Ba mai mult, unele rezultate arată o evoluție ușor mai bună a pacienților ce primesc astfel trei tratamente într-unul, analgezic, antiinflamator și antipiretic. Și vorbim de un studiu publicat la sfârșitul anului trecut, realizat pe un lot serios de peste 12.000 de pacienți din Statele Unite diagnosticați cu COVID-19. Ce a făcut Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Europeană a Medicamentului? Au făcut eforturi să demonteze mitul creat și să ofere asigurări populației că nu există contraindicații de acest fel în utilizarea ibuprofenului. Ce face cealaltă parte a presei? Stă în fața voastră și vă povestește detaliat despre cum stă treaba cu sistemul imunitar, cu vitamina C și cu utilizarea ibuprofenului în COVID-19. Pe scurt, din fericire nu este cazul să renunțăm la bunul nostru prieten trivalent, ibuprofenul, folosit deja de milioane de pacienți cu boli cronice, atunci când vrem să ameliorăm simptomele din COVID-19 sau chiar să scădem riscul de declanșare agresivă a bolii, așa după cum par să sugereze aceleași studii la care făceam referire mai înainte și pe care le găsiți pe site-ul emisiunii drmit.ro. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit! Această emisiune v-a fost prezentată de Regenera, primul tratament cu micro-grefe din România pentru plăgi, arsuri, alopecie și artroză. O terapie oferită de Stem Shore și Dr. Mit.